Salut și bine m-am găsit la un episod de GTA 5 online, dragii mei prieteni. Pentru început vreau să apăsați voi butonul de like, să-l violați, să-i dați un pumn, să nu știu cum mai zic alți youtuberi, ca să vă oblige să dați like-uri și astea. Da, hai să apăsăm aici pe social, pe home, deci am un prieten online și eu, că mai mulți prieteni oricum nu am. Este deosebit să nu să-l invit pentru că e pe altă sesiune și poate se joacă cu prietenii lui, nu știu. Apropo de social, dăm frumos aici și am 84 de prieteni, adică am mai făcut aseară cu live-ul ceva prieteni, iar ați văzut și numele meu acolo, în cazul în care vreți să mă invitați să jucăm CV sau nu știu, hai să-mi scoși jos în turnul și să îmi fac puțin de cap cu el, nu știu, o să vedem ce invitații primim de hate-uri sau asta, o să încercăm să facem o misiune, ceva. În următorul episod, bineînțeles, o să încercăm să facem și un tuning, ceva, deși la Zentorno, nu știu dacă mai am ceva să-i modific, da, cred că aș putea să mai încerc câteva modificări și la el, cred. O să vedem dacă diseară o să mai fac live ceva, vedem cum se manifestă lucrurile. Adică aș vrea într-un fel, vedem ce timp am și eu de prize and break. Job list, invite, așa. Hai să încercăm un haste. Sincer, cred că am făcut 2-3 maxim de când am GTA 5, de când joc eu așa. Bine, să zicem că am jucat mai mult acum ceva timp la început, când am luat calculatorul dinainte, dar pe ăsta n-am jucat foarte, foarte mult. Pistol, bă, nu știu, nu prea mă tentează. Hai să-l cumpărăm pe toate. Invite players, bă, n-am pe cine. Așa că hai să așteptăm să vedem cam cât durează. Sper să ne așteptăm chiar mult, mult rău ca să sper să ne așteptăm, mamă, dar invită. Sper să ne așteptăm chiar mult. Am înțeles. Bă, dacă nu sunt dorit acolo, nu e nicio problemă. Până la urmă, na. Nu sunt dorit de nimeni. You're no longer have access to property. Am înțeles. Invite to, ia să vedem, poate la el mă lasă. Getting GTA Online Session Details. Și acum așteptăm, sper să ne așteptăm foarte, foarte mult. Până la urmă, chiar nu prea am chef așa să aștept extrem de mult. Da, ok. Am făcut level 12, ce am jucat aseară cu băieții pe live și chiar a fost o plăcere să mă joc cu ei, așa că dacă vreți să jucăm în continuare ceva împreună, cumva să fie bine, eu mă bag. Nu, hai să o las pe asta ca să fiu mai gangster. Gangsta, 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 eu sunt ready și el e ready. Hai să vedem. Ok. N-am apucat să citesc. Go to LCA. Bă, asta zici că e un ursuleț din ăla, un BMW din ăla. Hai da. Mamă, nu prea pare să miște cine știe ce mașinuța asta, adică pare a fi destul de înceată, dar măcar să ajungem la destinație cu ea și să ne facem treaba. Sper că este și prietenul meu în spate. Hai, follow me, my friend, follow me. Ok, probabil se referă la Los Santos International Airport, cred eu că ar fi prescurtarea asta. Sticky Bums, am înțeles, ar putea să dăm un mare fail, dar hai să-l aștepte. L-aștept oricum până să intru pe aeroport, chiar l-aștept că nu vreau să am surprize și nu știu dacă am luat-o chiar bine pe aici, dar mai ușor după GPS și cred că e ok. Nu, așa am vrut să fac, nu că am intrat intenționat sau așa, așa am vrut să fac. Deci așa să văd unde e prietenul meu. Blau open, ok. Hai amici, unde ești? Doamne, cât de ciudat se comportă mașina asta. Aaa, pe ele pe sus, să vezi ce țeapă mi iau. Hai să mergem să vedem, poate nu-mi iau chiar țeapă. Sper să ne ținem totuși undeva ca să ne putem contopi puterile și uni forțele pentru a reuși să răzbatem în această luptă împotriva răului. Uite-l aici, gata frate. Am înțeles, se pare că e cam arogant și nu vrea să stea să vorbească cu mine. Oricum nu e român de-al meu, sigur. Nu, cred că am făcut o greșeală că am luat totuși mașinuța asta. Uite ce bord are, nu mai zic nimic. Mașină din aia de epocă, de stai să tragi de volan, nu zici de servo sau altă. Stai și tragi de volan așa până îți vine rău. Așa, îmi place să trăiesc periculos. Ai, să-mi trag una. Hai da, prieten drag, e belea. Place să fiu gangster, așa că o să mă pun aici după. Caps, caps, caps. A, păi dacă l-au omorât deja pe ăsta, eu sunt victimă sigură. Wow, 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 wow. Am înțeles, niciun fel de problemă. A fost omorât Giral, băi, și ce rău îmi pare. Na, nici nu vreau să mă gândesc. A, mi-a dat bani, dar ce, frate, că mi-a luat și RP-uri, ci că what? E, domnule, el mi-e ok, nu-mi pare rău, dar sau, hai să-i dau continue, poate, poate, oh, a avut 3 kill-uri, help me.
Oh, o să-l ajut de data asta. O să te ajut. Ok, hai să dăm așa un răspuns ca să nu zică că îl ignorăm pe prietenul meu din, nu știu, din desene animate sau ceva de genul. Așa. Continuă așteptăm să se încarce, să se încarce loading, loading, loading. Nu-mi place să aștept deloc, dar situația o cere și trebuie să facem și chestia asta. Bun, și încă așteptăm și așteptăm. Ce să vă mai zic eu? Încerc pe cât posibil să pun please, I need money, am înțeles. Nici de știu dacă e să vrei să dai bani cuiva, să arunci așa cu bani, știi, gen pachete, pachete, la de la vedete, o să-ți dea bani, o să fii bani la ceva de genul. Așa că, and I, oh, ok, și el vrea bani. Hai să vedem ce se va întâmpla, oare, dragi prieteni, vom reuși să răzbatem în această luptă, probabil nu. Wow. Job list, invite to mission. Hai să mergem la mission. N-am apucat să citesc exact, scrie ceva pași de nu știu ce. Hai imediat vedem. Loading din nou, măcar e priveliște asta mișto, să vezi de sus orașul. Se vede ceva mișto. Player is active. Nu vreau, păi ce, pe mine mă iei să mă bagi spectator. Eu sunt om de spectator, vreau să intru acolo să simt că lupt pentru ceva. Să fiu în mijlocul acțiunii, știi? Măi, pe mine cu de-astea, păi, ce e asta? Și în continuare așteptăm, deci asta cred că e cel mai nasol lucru la GTA Online, că trebuie să stai să aștepți când te loghezi, când intri într-un haze, când intri într-o misiune, când ieși din haze, când ieși din misiune, când începe o cursă, când orice fel de chestii astea. Din păcate, asta cred că e cel mai mare dezavantaj, dar asta e partea a doua. Până la urmă, trebuie să ne bucurăm că avem jocul, este accesibil tuturor, adică oarecum, dar poți să-l joci, adică nu e foarte, foarte, cum să zic eu, inaccesibil. Bine, nici n-ar avea cum. LOL, my screen, I was, nu, stai că a pus semnul exclamării, what's going on? Am înțeles. Sper să nu fie blocată sesiunea sau ceva, să rămână din nou așa, că e groasă. Hai mă, frate. Și cred că s-a întâmplat chestia asta mai mult ca sigur, pentru că văd că am înțeles, o sesiune foarte mișto de altfel. Cred că o să trebuiască să ies din GTA, oare, pentru că nu poți da nici escape, nici nimic. Și dacă mai țin, deja stau 2 minute și ceva și nimic nu se întâmplă. Hai să vedem ce mai zice, dar văd că nu, cred că e în sesiune mai mult ca sigur. Am înțeles, va trebui să ies din joc atunci, în acest caz, o să o las așa puțin. Ba, nu văd că. Așa. A trebuit să închid jocul pentru că mersi frumos, sesiune super de treabă. Și acum să redeschidem sesiunea. Imediat. De fapt, să redeschidem jocul că na. Situația o cere. O să vă țin așa puțin pentru noi. N-am ce să vă fac. Dar acum am intrat din nou în joc. E, ce spuneți despre una ca asta? Deci pe full screen ca să ne facem de cap. Și așteptăm din nou încă 2-3 minute până o să ne conecteze, pentru că de ce nu? E chiar super amuzant să mai aștepți din nou. Dar de data asta poate să funcționeze totul cum vreau eu, că se pare că absolut nimic nu vrea să iasă cum vreau eu. Nu este bine așa, nu știu ce o să fac. Așa, insistăm totuși, insistăm că nu e nicio problemă. Și în continuare vom aștepta destul de mult, pentru că, da, de ce să ne aștepți? Adică e chiar frumos să aștepți. Ce să vă mai zic eu, mă, băieți? La ultimul clip a avut vreo 3000 de vizionări, ceea ce se întâmpla foarte rar la GTA Online la mine. Foarte, foarte rar. Și când zic foarte rar, zic foarte rar, pentru că nu prea postam una la mână, dar nici nu se uita lumea. De asta nici nu prea puneam. Și am zis, bă, las să fie, sau nu știu ce. Adică știu că prima dată când am pus, deci primul clip și de pe PC-ul ăsta și de pe cel vechi, amândouă au făcut foarte multe vizionări, că lumea era încântată să vadă chestia asta, știi? Și da, fiind foarte încântată să vadă chestia asta, na. Se uita de curiozitate cum se mișcă pe PC și asta, așa a fost ideea și acum, pentru că la prima am făcut vreo 5.000 și ceva, după care am făcut vreo 3.000, la asta pot să fac 2.000 și ceva, depinde. Depinde de mai multe chestii. Îmi pare rău că oarecum marea parte din
episodul să stau să mă conectez și asta, dar se pare că nu, deci ăla m-a dat afară din jobul ăla, din Hastings, din ce era, acum... Ce să faci acum? Asta e bun. Nu mai vreau nici să mă culc, nici să nimic, vreau să ieși o dată să văd, vreau să fac o misiune, să văd și eu că am reușit să fac ceva, știi, bă, nu rămân așa... Vizit așa, so he can, nu știu ce, mhm. Oricum, deci aveți numele meu de pe social, o să mai dau o dată ca să le vedeți, ca să știți ce nume am și asta, să mă adăugați dacă vreți să jucăm ceva împreună, un haste, o cursă, orice. Job list, niciuna, am înțeles. Someone need to race, de fapt nu, stai că oricum le pucisem. Yes, stunt. Ia să vedem aici la stunt serious ce se va întâmpla oare. Sper să nu pățesc aceeași chestie, dacă nu, nu o să mai pun clipul ăsta niciodată, ever. Dar măcar mi-apare acolo loading, ceea ce e un lucru bun, zic eu. Da. Joining, am înțeles, hai că ar trebui să fie destul de multe cei. Poate câștigăm și noi o cursă, poate o asta, o asta. Da. Bun. Bă, stai mă că trebuie să intrăm. A, între 1 și 16, păi deja avem host, mai e Audima ăla să intre și al român cred că mai e pe aici. Bine, nu trebuie să mă ghidez neapărat pe chestia asta, că na. Am înțeles, fatal a ieșit. Bă, suntem 15 totuși, nu cred că așteaptă și așa, vezi. Mă gândeam că nu o să aștepte totuși să intre toți, că era absurd oarecum să stai să intre toți. Așa, hai să vedem ce o să se întâmple, oare. Câștigăm și noi ceva, nu cred. Mamă, level 157, bine, adevărul e 204, uite. Adevărul e că mulți, nu știu, zic eu că și-au cumpărat levelul și astea. Adică nu e ăla levelul, nici nu știu ce să-ți iei, sincer. Eu și-o pe asta, că văd că are accelerare bună. Pun și-o ceva acolo de așa, confirmăm, continuare. Nu vreau să... Să fac poză, nu DJ. Am înțeles. Ready to play, hai să așteptăm. 17 secunde. Da, e ceva. Da, ziceam că mulți... Nu știu cum să zic. Eu n-am câștigat niciuna și am pierdut 14. Deci îți dai seama că am niște statistici foarte bune. De altfel, adică n-am câștigat niciuna, dar i-am lăsat. Nu că n-am vrut eu să câștig. Oricum, oamenii au experiență mult mai mare și e clar că o să... E clar că o să mă facă, știi? Hai să vedem. Nagasaki, frumos. Nu plec de pe primul loc, deci e clar că nu o să tem pe primul loc. Suntem și mulți în curs. Acolo la început o să se joace totul. Zic eu. Lasă să se ducă ei în față, dar e interesant așa cum e drumul făcut. Lasă să se ducă în față, că până la urmă suntem 16, 15 și o să se mai împingă. A, se pare... Că eu eram atent la o invitație de la Săbiță. Săbița și intra, frate, dar acum deja e târziu, că sunt în cursa ei. Sunt implicat foarte, foarte tare. L-am luat. Deci nu sunt pe 12, bada sunt. Eram sigur că o să mă împingă. Deci mai mult ca sigur eram. Și normal că, uite, putem zine și din first person, dar nu știu cât de interesant ar fi. Deja am plicit o leacă de viteză. Cred că am 100 de mile, ia să mă uit așa în jos. Deja sunt în 14.000 de ture, 12.000 de ture, nu știu exact, n-am apucat să văd. Bineînțeles că nu o să câștig nicio cursă, că nu o să câștig. Dar asta e. Oh, și o leacă de boost, Ia unde este țiganul ăla, nu e în spatele meu. Să am că e pe aproape, mai mult ca sigur. Oh, da, dublu, triplu șurub în aer. Am picat exact cum trebuia. Dar s-au depărtat rău ăștia din față. Hai că în spate, înțeleg că vor fi... Aba, nu e departe deloc, e aproape. De locul 13 cu ghinion, de nu trebuie să lăsăm să ne depășească sub nicio formă. Aici deja o să pierdem ceva din viteză. Am ca sigur. Și faza că dacă nu ești atent și ai dat în ăla, deja măcar mai nu și unui buz din ăsta. Și acum te scoate și prin munți. Bă, sunt mișto ele făcute, cursele. Aici au mai căzut careva, sigur că vă am trecut pe 11. Bă, stai așa. Păi și e cursa pe aici? Nu e pe aici. A? Checkpoint-ul e pe sus, normal. Cred eu. Deci cred că n-am venit eu cu viteză suficientă, oare, sau? Normal că am ajuns pe 14. Dar acolo chiar n-am prins care e mișcarea, unde trebuie să cazi.
Adică aici am înțeles, băi, ești pe câmp și atât, uite, l-avem pe Basel în fața mea, ia să vedem el unde se duce. A, acum da, am prins busta, am sărit unde trebuia. Eu mă dusesem pe jos, pe acolo, Basel n-a reușit să sară, pentru că eu am mai căzut o dată și știam. Există două tipuri de motocicliști, cei care au căzut și cei care o să cadă. Așa ziceam într-o melodie, nu mai știu exact cum se numea melodia, dar... Mamă, ce mișto! Mișto! E una dintre cele mai frumoase curse, astea aș putea să zic. Adică gen cum e structurată, n-am apucat să văd ce rating are, dar... Bine, ratingul ăla e bazat pe ce au dat utilizatorii, știi? Dar oricum, e ca lumea. Deja au terminat băieții cursa. Cred că te-ai un pe 13 cu puțin noroc dacă nu o să... Ce a fost chestia aia? De ce m-am oprit acolo? Zic că s-ar putea să te-ai un pe 13, că... Na, dar e mișto cursa, e mișto cum e structurată și așa. Din nou am nevoie de bus. Bă, stai așa, nu cred că e pe lapuri, nu? Oricum are 25 de secunde cursa să se termine, deci trebuie să mă grăbesc. Ia uite ce priveliște șarmantă, într-adevăr. Măcar să termine timpul ăsta, să nu fie nevoie să oprească forțat cursa, știi? Asta e singura idee și... Deci a terminat și locul 11, mai e 12. Să vedem, dacă termine și 12, clar că e pe 13. A, uite, finish în față și mai sunt 4 secunde, deci e clar că nu o să reușesc să termin în timp util, de ce? Da, e bine și așa. Da. Nasol moment, chiar mă așteptam să fie mai bine, dar n-a fost să fie. Păcat. Am luat și niște RP-uri, asta e. Cam asta ar fi episodul, sper că v-a plăcut și noi ne vedem la următorul episod de GTA 5. Asta este Winner, Melbourne, Man, Society, am înțeles, ai trișat, asta e sănătate.